Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de pe canalul meu. În acest episod nu o să facem cine știe ce interesant. O să vă spun de ce am șters episodul, adică videoclipul în care mi-am arătat fața. Dar înainte să începem, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like, să vă abonați, să apăsați și pe clopoțel, să primiți toate notificările de pe canalul meu. Bun, acum mă uit pe Brawl TV și au blocat dinozaurul. L-au buguit, acum se spune. Și să nu mai pierdem timp, hai să începem. Astăzi când stăteam pe YouTube, am primit un e-mail de la YouTube Creators că cineva mi-a raportat acest videoclip în care mi-am arătat fața și nu știu chiar bine engleză și am intrat pe dicționar și spunea că pentru binele canalului, ceva de genul, ar fi mai bine dacă aș șterge videoclipul. Dar l-am mai lăsat puțin și după aceea l-am șters. Dar nu știu ce s-a întâmplat și de ce, că n-am făcut nimic rău. Chiar nu știu de ce. Și când o să postez videoclipul în care joc jocuri, adică de gaming sau știți voi, episoade pe care le-am mai făcut și pe acum. Asta am vrut să vă spun la acest episod, de ce mi-am șters canalul de YouTube. De asta l-am șters, cineva mi-a raportat videoclipul și YouTube Creators mi-a trimis un e-mail pentru binele canalului să șterg videoclipul. Dar eu chiar nu știu de ce. Chiar m-am speriat puțin că am crezut că mi-au furat contul de YouTube. Dacă știți că se poate să se fure conturi de YouTube. Și am vrut să vă spun de ce l-am șters. Deci, atât a fost cu acest episod. V-am spus doar de ce am șters videoclipul. Nu l-am făcut interesant. Și nu am spus niciodată, adică poate am spus într-un episod, să mă urmăriți și pe TikTok. TikTok-ul meu vi-l las în descriere. Și Instagram-ul, dacă vă interesează și Instagram-ul meu, vi-l las în descriere. Și dacă aveți box opening, eu să pe Brawl Stars, aș vrea să deschid eu boxurile, adică Brawl Box, gemuri, știți voi, nu dau țeapă, am mai dat la multă lume și gemuri am mai băgat la un prieten de-al meu pe card. Și atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați pe butonul de like, să apăsați pe clopoțel și pa!